Adevăruri mari pentru inimi fragede. O lucrare scrisă de Bruce Ware și publicată de editura Cartea Creștină din Oradea. Adevăruri mari pentru inimi fragede este o colecție de principii care vin direct din Scriptură și prezintă răspunsuri la întrebări despre identitatea lui Dumnezeu, despre lucrarea sa și despre speranța pe care o putem avea într-o relație cu Hristos. Pentru a avea grijă de tine și de inima ta, te invit să asculți în minutele următoare un mare adevăr, prezentat de pastorul Valer Monafu. Ascultă o emisiune pentru inima ta, realizată cu sprijinul Societății Misionare Române. Și nu uita, ai grijă de tine și de inima ta. Câteva adevăruri despre bunătatea lui Dumnezeu. Învățând tot mai multe despre identitatea lui Dumnezeu, aflăm că nu numai că se deosebește de noi prin bogăția și plinătatea sa ca Dumnezeu etern, ci și este alături de noi ca Dumnezeu răbdător, plin de har, iertător și iubitor. Așadar, Dumnezeu nu este plin de bogăție doar în viața sa de Dumnezeu, ci este și plin de har și bunătate în relația sa cu oamenii. Vom cerceta aici trei adevăruri despre Dumnezeu care ne arată măreția bunătății sale, lucruri care ne vor ajuta să-L înțelegem mai bine și să ne dăm seama din nou de ce trebuie să ne punem toată speranța, toată încrederea și dependența în Dumnezeu. Mai întâi, Dumnezeu este înțelept. Biblia chiar ne învață faptul că înțelepciunea lui Dumnezeu este atât de nemărginită și de desăvârșită, încât se cade să-L numim singurul Dumnezeu înțelept, conform versetului din Roman 16:27. Chiar dacă și oamenii mai au frânturi de înțelepciune, unii mai multe decât alții, doar Dumnezeu este desăvârșit în înțelepciunea Lui. Pentru a înțelege ce înseamnă faptul că Dumnezeu este înțelept, ar trebui să discutăm puțin tel despre deosebirea dintre cunoaștere și înțelepciune. Cunoașterea are de-a face cu deținerea anumitor date și informații pe care le stocăm în creier. Un om poate cunoaște tabla înmulțirii sau succesiunea tuturor președinților Statelor Unite sau chiar numele tuturor planetelor din sistemul nostru solar. Cunoașterea are de-a face cu datele și putem acumula multe cunoștințe, însă nu vom fi neapărat și înțelepți. Care este deosebirea? Înțelepciunea depinde de cunoaștere, însă merge dincolo de aceasta. Înțelepciunea ia cunoștințele și le folosește pentru a percepe cea mai bună soluție la o problemă sau modul de planificare în vederea unui lucru care se va petrece în viitor. Prin urmare, înțelepciunea este cunoașterea pusă în aplicare. Este cunoașterea folosită într-un scop practic. Însă lucrurile nu se opresc aici. Pentru a merge mai departe, haideți să ne oprim o clipă și să ne întrebăm care este deosebirea dintre un om înțelept și un om viclean. Un om viclean își folosește probabil cunoștințele pentru a obține ceva, însă o face în scopuri nepotrivite. Un hoț poate fi foarte viclean, însă își folosește cunoștințele pentru a fura ceva, lucru care n-ar trebui considerat înțelept, nu-i așa? Așadar, înțelepciunea este un fel de utilizare a cunoștințelor, însă cunoștințele sunt folosite pentru a aduce ceva bun, drept și folositor. Acum ne punem două întrebări despre Dumnezeu. În primul rând, câtă cunoaștere are Dumnezeu? Răspunsul este simplu. Dumnezeu cunoaște tot ceea ce se poate cunoaște. El știe totul despre trecut, despre prezent și despre viitor. El cunoaște lucrurile exact așa cum sunt și nu greșește niciodată în nicio privință. A doua întrebare este, ce îl călăuzește pe Dumnezeu în cunoașterea Lui atunci când își trasează planurile și își pune în aplicare voia? Răspuns? Natura sfântă și dreaptă a lui Dumnezeu,
este cea care îl călăuzește. Acest lucru înseamnă că tot ceea ce decide el și fiecare fel în care își folosește cunoașterea va aduce tot ceea ce este bun, drept și perfect. Nu-i de mirare că Biblia vorbește despre înțelepciunea lui Dumnezeu care se evidențiază în crearea lumii. Psalmul 104 cu versetul 2 și în mântuirea păcătoșilor. 1 Corinteni, capitolul 1, versetele 18-25. În aceste două mari lucrări ale lui Dumnezeu putem vedea felul în care Dumnezeu și-a folosit vasta cunoaștere și a pus-o în aplicare pentru a obține tot ceea ce este bun, drept, frumos și desăvârșit. Atât creația, cât și crucea lui Hristos demonstrează înțelepciunea lui Dumnezeu într-un fel nemai întâlnit. În al doilea rând, Dumnezeu este atotputernic. Haideți să ne gândim o clipă. Ce ar fi dacă Dumnezeu ar fi înțelept, așa cum am putut vedea deja, însă dacă nu ar avea puterea de a realiza tot ceea ce a planificat în înțelepciunea sa? Ce am crede despre Dumnezeu atunci? E bine, probabil că l-am respectat pe Dumnezeu pentru vasta cunoaștere și înțelepciunea sa desăvârșită, însă poate că l-am și compătimi. La urma urmei, este cineva care știe cel mai bine ce trebuie făcut, însă nu-și poate îndeplini planurile? Dar ce-ar fi dacă Dumnezeu ar avea toată puterea și să presupunem că nu ar fi tocmai înțelept? Ce am crede despre el atunci? Nu ne ia prea mult timp să ne dăm seama că dacă lucrurile ar sta astfel, am fi îngroziți de Dumnezeu și de ceea ce ar fi în stare să facă. Însă adevărul este următorul. Dumnezeul adevărat, Dumnezeul Bibliei, este atât de desăvârșit în înțelepciunea sa, cât și măreț în puterea sa. El poate să plănuiască ceea ce este cel mai bine și nimic nu-l poate opri de la realizarea tuturor lucrurilor pe care el le consideră ca fiind cele mai bune. Avraam și Sara au învățat și ei despre puterea nemărginită a lui Dumnezeu. Erau amândoi înaintați în vârstă și nu primiseră încă fiul pe care Dumnezeu li-l făgăduise. Pe măsură ce au trecut ani, iar Sara îmbătrânea din ce în ce mai mult, a început să se îndoiască de faptul că Dumnezeu ar mai putea să le dea un băiețel. Atunci când Dumnezeu i-a spus lui Avraam că va lucra în trupul Sarei astfel încât ea să dea naștere unui fiu numit Isaac, Sara a râs. Dumnezeu a auzit-o și a întrebat, pentru ce a râs Sara zicând, este cu adevărat să mai pot avea eu copil care sunt bătrân? Este oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe vremea aceasta mă voi întoarce la tine și Sara va avea un fiu. Geneza 18, versetele 13 și 14. Interesant este faptul că numele Isaac, pe care Dumnezeu l-a sugerat lui Avraam, înseamnă cel ce râde. Așadar, chiar dacă Sara a râs, gândindu-se că este prea bătrână pentru ca Dumnezeu să-și mai poată împlini promisiunea, Dumnezeu i-a spus că fiul ei se va numi Isaac, adică cel ce râde. Puterea lui Dumnezeu era atât de mare încât Dumnezeu a fost cel care a râs ultimul. Puterea lui Dumnezeu nu are limite. După cum spune prorocul Ieremia, Ah, Doamne Dumnezeule, iată, Tu ai făcut cerurile și pământul cu puterea Ta cea mare și cu brațul Tău întins, nimic nu este de mirat din partea Ta. Ieremia 32:17. Nimic? Da, nimic. În al treilea rând, Dumnezeu este cel mai bun. Ce încurajare să știm că da, Dumnezeu este cel mai bun, chiar dacă ne bucurăm de faptul că Dumnezeu este pe deplin bun. Acesta este încă un adevăr despre Dumnezeu care uneori pare greu de crezut. La urma urmei, nu cunoaștem pe nimeni care să fie complet bun. Având în vedere că suntem păcătoși și că toți oamenii pe care îi cunoaștem sunt păcătoși, chiar și cei mai buni creștini păcătuiesc și fac lucruri greșite uneori. Ne vine greu să credem că Dumnezeu este neprihănit și desăvârșit în bunătatea sa, dar El este bun. Psalmul 5 cu versetul 4 spune despre Dumnezeu. Căci Tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Cel rău nu poate locui lângă Tine. Dumnezeu nu are răutate și nici viclenie în El.
Mai degrabă, așa cum ne spune Psalmul 119 cu versetul 68 despre Dumnezeu, Tu ești bun și binefăcător. Viața lui Dumnezeu este bună și toate faptele sale sunt bune. Nu există deloc rău în Dumnezeu și tot ceea ce este și ceea ce face Dumnezeu este pe deplin bun. Parte din ceea ce înseamnă pentru Dumnezeu să fie bun este că Dumnezeu tânjește ca propriul său popor să fie binecuvântat și să experimenteze adevărata bucurie veșnică. El își iubește nespus poporul și dovada dragostei sale pentru poporul său poate fi văzută în mila și harul care li se arată în ciuda păcatelor lor. Chiar dacă meritam dreapta judecată a lui Dumnezeu, Dumnezeu și-a trimis Fiul să plătească pentru păcatul nostru și să ne readucă într-o relație potrivită cu El. Asemenea har, adică bunătatea arătată celor care în schimb merită pedeapsa, asemenea milă, bunătatea arătată celor lipsiți de speranță și de ajutor, sunt expresiile dragostei și bunătății lui Dumnezeu față de poporul său. Așadar, Dumnezeu este desăvârșit în înțelepciunea Lui, atotputernic și pe deplin bun. Prin urmare, avem toate motivele să ne punem încrederea în El. Dumnezeu urmărește doar ce este mai bun, pentru că este înțelept și nu poate fi împiedicat să-și realizeze planurile pentru că este atotputernic, iar noi știm că planurile sale lucrează întotdeauna spre binele nostru, pentru că El este pe deplin bun. Asemenea unui scăunel cu trei picioare pe care ne putem așeza liniștiți, la fel trebuie să ne rezemăm în credință pe acești trei stâlpi, pe înțelepciunea, puterea și bunătatea lui Dumnezeu, care ne oferă toate motivele să ne încredem în El, doar în Dumnezeul nostru. Pentru că ai grijă de tine și de inima ta, ai ascultat un mare adevăr prezentat de pastorul Valer Monafu, o emisiune pentru inima ta, realizată cu sprijinul Societății Misionare Române. Adevăruri mari pentru inimi fragede este o lucrare scrisă de Bruce Ware și publicată de editura Cartea Creștină din Oradea. Adevăruri mari pentru inimi fragede este o colecție de principii care vin direct din Scriptură și prezintă răspunsuri la întrebări despre identitatea lui Dumnezeu, despre lucrarea sa și despre speranța pe care o putem avea într-o relație cu Hristos. Pentru a avea grijă de tine și de inima ta, nu uita să trăiești adevărurile cuvântului lui Dumnezeu. Ai grijă de tine și ai grijă de inima ta.